Bună, sunt Mihaela Țimpoș și reprezint echipa Țițipoc. Deși cea mai mare dorință a părinților este ca cei mici să fie fericiți, sistemul educațional român reprezintă un risc în dezvoltarea acestora. Iar asta se traduce prin faptul că 86% dintre elevi au fost umiliți public de către un cadru didactic. Iar aici intervenim noi. Prin programele noastre complementare curriculei, abordăm cele 5 dimensiuni ale inteligenței emoționale. Cum facem asta? Știm că cei mici învață foarte bine prin asociere cu personajele, așa că am creat două personaje model, marcă înregistrată, la baza unei povești. La baza acestui proiect se află un teatru serial pentru copiii de 3-8 ani, singurul de acest gen avizat din punct de vedere psihologic. Am ajuns la aproximativ 4500 de copii și 1200 de părinți, iar anul acesta am pornit și un turneu și am fost în 7 orașe din țară. În decembrie vom publica o carte de povești terapeutice cu editura Cărturești. Vrem să dezvoltăm prima aplicație AR pentru dezvoltarea inteligenței emoționale a copiilor, iar aici avem nevoie de tine. Susțineți-ți-i pocă!